Cafeluță vrea să-ți cumperi jocuri ieftine de pe G2A. Hello și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Astăzi o să mă joc eu ceva foarte interesant. Este un joculeț numit Pick a Side. Ok, în care apare noi trebuie să ne alăturăm unei părți și trebuie să ne batem, ok? Ca să supraviețuim și să ne susținem cauza. Deci, da, scumpilor, avem aici să avem un doge ca și pet, da. Și avem acolo ca să avem o pisică ca și pet, un grumpy cat, știi? Și mă gândeam eu acum că, vedeți voi, ar fi mai interesant să alegem un doge, da? Un doge. Pentru că cui mi-ar place un doge? Mi se pare super drăguț să ai un doge, ok? Îmi plac foarte mult pisicile, nu zic nu. Dar un doge, măi, mi se pare cel mai interesant. Așa că am ales doge, of course. Chiar, apropo, chiar vă invit în comentarii să-mi spuneți... nice, am primit kill-ul. Vă rog în comentarii să-mi spuneți ce ați ales, ok? Eu am ales doge-ul, voi ce alegeți, Grumpy Cat-ul sau doge-ul? Chiar sunt extrem de curioasă, tipul ăsta rezistă destul de mult, nu știu exact. Oh, m-a omorât pe mine! M-a omorât pe mine, firai neamului, dar a ce-a făcut, ce-a permis... Glumesc. Scumpilor, vreau să vă zic următoarea chestie. Să nu uitați să vă abonați cu clopoțel dacă vă plac aceste videouri de pe canalul meu și de asemenea să verificați linkurile din descriere. Aveți acolo link către G2A dacă doriți să cumpărați jocuri foarte ieftine la prețuri super bune și de asemenea aveți un link către Instagram meu, of course. Bun. Să ai o lună de ploaie non-stop, torențială. Sau să avem o lună, ok, de foarte multe grade Celsius. Știi ce? Vreau o lună de ploi torențiale. Prefer chestia asta decât, știi, o lună în care efectiv mă cam topesc de căldură. Uite ele pe două, ale două fraiere. Bă, cum puteți să alegeți așa ceva, mă? Dar pe voi nu v-a învățat nimeni ce e bun în viață, mă? Voi sunteți sinucigași, mă. Măi, deci, uite, te bat cu toată căldura aia pe care ai lăsat-o tu în cap cu chestia asta mea, te bat acum. Ce face? Cum a zburat așa? Cum a reușit să zboare așa? Oh my god, ce fel a zburat, ești nebun. Ok, cineva a primit level up, that's so cool. Și mai avem pe un tip aici. Cu o sabie, nu știu cum, ciudățică. Oh, nice. Albaștri au câștigat, desigur, pentru că noi suntem cei mai awesome. Da, am văzut totuși că poți să îți iei arme și chestii, doar că eu am doar un sucitor de bucătărie, dar știi ce nu? Aia este arma supremă, da? Hai să o considerăm arma supremă, Roblox, sucitor de bucătărie. Așa, alegi să câștigi o medalie de... aur la Jocurile Olimpice sau să câștigăm Nobel Prize. Știi ce? Să mergem pe Jocurile Olimpice. Mi se pare mai interesant. Adică, da, nu știu ce te ajută foarte mult la premiile Nobel. Așa la Jocurile Olimpice, știi, ai și tu niște skill-uri acolo, poate e mai interesant. Uite, aparent sunt foarte mulți de acord. Știi ce? Nu să merg eu la înaintare, nu. Îi lăsăm pe ăștia cu foarte multe chestii, da. Da, îi lăsăm pe ăștia cu foarte multe chestii. Mai ușor, da. Mă, dar cine mi-a furat mie kill-ul, mă? Mă, ce e asta? Treci încoace, urătanie. Treci, nici să nu te prind. Ok, am fugit de aici. Mami ajutor. Ok, am fugit. Gata. Ok, hai să-l batem pe ăsta, hai să-l batem pe ea. Mamă, ce sabie are. Yes, am bătut-o. Oh, nice, yay. Ok, avem, stai. De unde pot să-mi cumpăr? Am 160, o să-mi iau katana. Și ce? O să-mi iau mașetă. Da, asta o să-mi iau. Deci mai așteptăm o rundă să facem cu sucitorul ăla și apoi o să luăm altceva. Ok, să-l ai pe Robin din Batman ca și sidekick sau să-l ai pe Jar Jar Binks din Star Wars. Știi ce? O să-l iau pe Robin. Deși sincer m-aș fi dus pe Star Wars, dar o să-l iau pe Robin. Da? Chiar sunt foarte curioasă cine l-a ales pe el. Oh, suntem mulți! Yes, da, nu sunt sigură, fraieră. Gata. Ok, totuși o să-i las înainte, da? O să-i las înainte. Na, dar bine mă că vii cu sucitorul la mine și dai la mine. Fată, hăi, dar ce faci tu acolo cu sucitorul ăla? Dar tu chiar crezi, te poți spune cu mine? Că e fițar sucitorul tău, dar...
Doamne, o doamne, o doamne, o doamne, we are so dead, we are so dead. Nu suntem organizați bine, chiar nu suntem organizați bine. Ok, tipa asta încă e în viață, vreau să o mor eu cu scutitorul în cap, știi, să-mi iau și eu de grijă. Hai, hai, totuși, zic și eu, hai, hai, încetează, hai să nu ne urâm chiar atât de mult, știi. Mă lași pe mine să te bat odată și rămânem și amândouă fericite, știi, na, e chiar ok, o să fie bine, da. Hai, te rog frumos, te rog frumos, lasă-mă să mor pe tipa asta blondă. Vreau să o mor, nu că aș avea ceva cu blondele, că și eu am fost blondă cândva, vopsită, of course, natural. Dar mi se pare mai interesant. Nice! Ok, am prins-o la colț. Mamă, 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 dar cât aș pe scandul ăsta? Aaa, mi-a tăiat gâtul. Mi-a tăiat gâtul! Ce-a fost asta? Mi-a tăiat gâtul! Alo! Păi și așa o secundă, eu după fiecare rundă primesc bani. Adică, eu chiar credeam că... Wow! Ok, și ce o să iau maceta asta, ok? Ai, o luăm pe asta. O să o luăm pe asta, ia să vedem acum ce întrebare o să fie. Așa, să uite familia și prietenii de nunta ta sau familia și prietenii să uite de următoarea... De ziua ta pentru următorii 10 ani. Mai pot să uite de ziua mea pentru următorii 10 ani? I'm fine. Adică o nuntă e dată în viață. Mă rog, suntem în 2019. Posibil să fie de mai multe ori pentru alți oameni. Pentru mine e dată în viață. Așa? Și ia să vedem noi. Aparent nu toată lumea se gândește ca și mine. Păi da, eu dacă am selectat arma nouă, de ce nu mi-o pune? Am o fucking machetă! Am dat bani pe ea! Am dat bani pe chestia aia! Am dat bani! Vreau bani înapoi! Ce e asta? Ok, păi am rămas doar eu cu niște oameni care, vezi tu, au chestii mult mai cool decât mine și sunt singurică, da, da, super, da, ce pot să zic. Foarte inteligent. Oh, trebuia să mă echipez! Oh my god! Ok, well, sper că oamenii totuși aleg anumite părți. Adică sper că nu aleg doar așa ca să fie albastru și atât. Îmi doresc asta. Bun, ok, să te joci basket, no, baseball sau basket. Mă, sincer, m-aș juca baseball. N-am jucat niciodată, basket am jucat și mă... Eram ok într-o perioadă să joc, dar până mi-am dat seama că mi-am spart ochelarii la un moment dat. Efectiv, eram prin generală, era seara târziu și mi-a venit o minge în față. Nu știu dacă era mingea mea, n-am idee, că era întuneric pe terenul de sport. Și, mă rog, mi-am spart ochelarii. În fine, asta este. Bună! Bună! Vă place sabia mea? Vă place? Dacă nu vă place, asta este. Trebuie să vă placă, învățați să vă placă! Bună, bună! Păi, dar parcă dau mai lent cu ea, ce e asta? Oh my god, oh my god, cineva a dat level up, bine? Cineva a dat level up. Oh, mamă, mamă, mamă! Ok, noi încă ne batem aici. Doamne, cât de lent dau. Doamne, și cât de puțin dau. Dar care e diferența atunci dintre nebunia aia de sucitor? Uite și tu m-a bătut. Ba nu, stai, că una avea arme ca lumea. Da. Da, avea armeca. Știi ce? Hai că n-o păcăm în seama. Asta este seartă deocamdată. Hai să vedem noi. Dar ce arme au ăștia, măi? Stai așa o secundică. Well, n-au arme din astea, clar. Ia să vedem. Au ceva pistol. Well, da. Never mind about that. Ok, să iei 100.000 de dolari. Ok. Și să ai activitatea dublată. Sau 10. Vreau mai mulți bani. Ok, sunt curioasă cine o să aleagă astea. Sunt foarte curioasă. Știi, like, dacă am mai mulți bani și n-am grijă zilei de mâine, cred că e ok. Ok, arme random. Ulala, dar ce armă faină am eu aici. Mamă, dar nici că am o armă de... Wow, dar nu e rău deloc! Nu știu ce s-a întâmplat acolo mai exact, dar uite și tu că dau în ei, ești nebun!
Ok, hai să prind și pe asta. Trecem cu ace, trecem cu ace, trec. Pua, pa, 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 ce mi-a făcut, ce mi-a făcut, ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut? Ce-am drăznit să-mi facă? Oh my god, ce e ăla? Ce este ăla? De ce e pe mine? Yay, a câștigat! Cred că am avut cea mai bună armă. Cred eu că am avut cea mai bună armă. Adică nu știu câte kill-uri am făcut, dar cred că am avut cea mai bună armă. Stai așa o secundă să caut. Parcă era printre ultimele. Da, am avut Red Star, nu știu ce. Cam printre cele mai bune. Mă, da, cât mai am chestia asta activă pe mine cu capora de mort de zombie? Ok. Bă, cred că aș vrea mai bine să am 100 de mii de dolari cu certitudine decât să am 90% șansă să primesc 1 milion de dolari. Ok? Și 10% șansă de 0. Ok? Ok? Cred că mai bine așa. Nu, e mai bine așa. O să duc direct la bani. Oh, Doamne, știi ce? O să încerc să îi bat, deși posibil să mă moare pe mine, dar nu înțeleg o treabă. Ok, eu nu înțeleg următoarea treabă. De ce asta e mai rapidă decât mine? Și de ce mă dă mai tare decât mine? Bine, erau și mai mulți pe mine cei drept, erau mai mulți. Așa, să vedem. Bă, dar de ce te-ai pus pe mine, mă întreb eu? De ce ai făcut asta? Ok. Ia să vedem câți bani mai avem. Păi, avem 197. Oh. Wow, wow. Și bănuiesc că odată ce crești level poate faci mai multă viață. Să ai foarte mulți prieteni online sau ai mai puțin prieteni în realitate. Sincer, o să aleg realitate. E interesant să ai foarte mulți prieteni în mediul online, doar că pe mine, sincer, a început să mă cam răcească cu conversațiile astea, pe nu știu, chestii de genul. Nu știu, înțelegeți voi până se comunică de obicei. Și e mai interesant să iai în viața reală și să știi ce vorbești cu ei și chestii. Like, e mult mai frumos așa din punctul meu de vedere și parcă te poți bucura de viață. Like, care ar fi mai fi esența vieții, știi? Dacă nu te-ai bucura de acele momente din realitate. Nu știu, mi se pare mai interesant așa. Și cine o ales albastru, e bine, poate are și dreptate. E, cine știe, eu nu judec pe nimeni. Dar bine mă că mă omoră cumva ca prin minune, iar eu nu știam de ce. Great. Ok, bine, well, noi am câștigat. Noi am câștigat. Ia să vedem noi. Dar nu vreau să mă uit la player, vreau să mă uit la kill-uri. Bănuiesc că nu mi le arată. Ok, 200, Viridian, așa. Vreau să-mi iau sabie de Minecraft. Ok, să te joci pe miniclip sau on Armor Games? M-am jucat pe miniclip. Doamne, e jocul ăla de biliard. Doar aici m-am jucat. Well, da, Super Armor Games e mai interesant. Am petrecut o parte din copilăria mea acolo, doar că pe miniclip mi-a tocat multe atât de multe chestii. Și suntem atât de puțin aici. Ok, good luck, nouă. Ok. Well, îi dau ceva. Nu, da, bine mă că tu încerci să dai mine acolo. Nice, l-am omorât! Level up! Ok. Mai avem pe tipa asta. Hei, bună! Hei, ce faci? Hei, ai sabie ca lumea! Bună, ce faci? Hai, lasă-mă stă, omor! Gata, hai, ei! Hai să-l omorâm și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta. Îmi place că încearcă să mă omoare pe mine, știi? Îmi place că dă în mine, dar nu dă în alții, dă în mine. Fii-ți altul, dar azi, te pui tu cu mine, ha! In your face! Așa, bun, hai să vedem acum ce ne putem cumpăra. 337! Poate mai păstrez banii. 300, 389. Mai aș cam vrea acea sabie, sincer. Cam vreau sabia de 400.
Să ai super putere, dar nu mai, dar mai jos de, cum se numește, de șolduri sau mai sus. Mă, sincer, aș vrea să am mai jos. Pentru că în cazuri ce poți să tragi ciuturi să fugi. V-ați gândit la asta? Nu v-ați gândit. Dacă ai putere sus, tragi un pumn și poate primești tu unul înapoi. Ok, vale, o să rămân puțin mai pe aici. Hai să nu mă prind ăștia din prima, zic și eu așa. Nu știu exact ce face aici, cred că e un fel de diversiune, dar ne descurc. Oh! M-a omorât! Ok, ok, bine, am înțeles, bine. Ok, ok, m-a omorât și-a permis să mă omoare. Da, bine, bine, lasă că vedem noi. Acum la runda asta, lasă că vedem noi. So, avem 357. Și putem să cumpărăm cu Robux. Da, nu vreau să cumpăr arme cu Robux. Nu, nu, nu. Hai să vedem noi ninja ceva. Să mănânci o pine. Pinecone. Ah, sau un raton. Mă, aș prefera să mănânc un pinecone. Like, prefer să mănânc un con de brad sau de pin sau ce-o fi decât să mănânc. Ah, ba nu. Am citit raton. Am citit raton, dar nu era raton, era altceva. Ce era chestia aia? Ce era chestia aia? Bună, hei, ai murit, bravo. Hei, bună, 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 bună. Hei, mamă. Hai. Ok, mă duc să omor pe tipa asta. Bună, ce faci? Îți place să primești damage de la mine? Îți place. Mi-a furat kill-ul, mi-a furat kill-ul. Oh my god, mi-a furat kill-ul. Ai, te omor acum, te omor. Nici să nu te prind. Vreau kill-ul, vreau. Deci eu nu mă las până când omor pe tipul ăsta. Oh, nu! 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 Oh, și care va mai multe puncte. Oh, well, e ok și așa. E ok, dar mai am puțin și fac rost de acele puncte. Pentru sabie. Pentru sabie. Ok, deci o să fie combinația perfectă dintre Roblox și Minecraft. Ok, să ai un câine sau să ai o pisică. Să ai o pisică, nu, aici nu. Aici nu pot să aleg. Ok, aici e să ai o pisică pentru mine. Deși foarte mult se duc spre câine. Ok, spune-mi, te rog, o să fii mai mulți pisici sau că o să fim puțin, o să câștigăm. Ha, am așa o speranță. Te rog, 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 te rog. Oh, oh. I'm so dead, I'm so dead, I'm so fucking dead. Oh, no. Mi-a dat, da. Hai să ignorăm că s-a întâmplat. Hai să ignorăm asta. Da, da, da. E mai bine pentru mine și pentru voi și pentru mine să ignorăm ce s-a întâmplat aici. Super! Ok, și mai avem nevoie de foarte puțin și facem rost de toți bănății pentru sabia aia de 400. Well, sper să merită banii, având în vedere că văd oameni cu chestii, cu laser, nu știu cum, și dau foarte bine. Chiar sper să fie ok. Așa. Ok, să porți mereu haine. Hainele pe care le placi. Ok, dar alții să le urască. A, clar asta. Clar asta. Ok. Prefer să port hainele pe care le plac eu decât să port hainele pe care le plac alții. Like, come on, nu-ți cumperi haine ca să le placă alții. Aha, clar, nu faci așa ceva. Ok, come on. Sunt pregătită. Hei, ce vrăier! Ah. Oh, oh my god, ok. A scos un sunet foarte ciudat. Hai să nu luăm în seamă. Omor pe tipul asta imediat. Ai, gata, am reușit. Și mai avem încă doi. Încă doi, vai de staua lor, care încearcă ei acolo să bată, dar nu o să reușească, pentru că noi suntem prea buni pentru universul ăsta. ok, nice, 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 am reușit. Bun, hai să vedem acum, să cumpărăm sabia de 400 și am și echipat-o. Hai să vedem acum cum batem cu sabia asta, trebuie să reușim să-i batem pe toți cel mai probabil. Ce față are tipul asta? Oh, so edgy, ha!
Ok. Ok, să îngheți în zăpadă. Ok, și apoi să te duci în fața unui șemineu sau unui loc cald cu ciocolată caldă. Să mă duc să îngheț în zăpadă. Nici nu vreau să citesc a doua variantă. Asta sună mult mai bine. Ok, sună cu mult mai bine decât să mă duc undeva unde e cald, să stau cu aer condiționat în cap. Ok, na, na, e mai bine așa. Ok, hai să vedem cum dau cu noua sabie. Dar n-am luat sabia asta. Bă, ce ți-a pe asta? Sunt cumva arme random pentru că eu n-am luat asta. Cred că sunt arme random. Nice! Level up! Foarte tare! Bună! Treci încoace! De ce încerci să sari? Unde încerci să sari? Bună! Treci încoace! Oh, m-a omorât! Bă, da, am luat sabia asta, de obiți. Cum vine asta? Sunt atât de confuză. Cred că au fost arme random și eu n-am văzut. Oh, haide! Vreau să învăț sabia din Minecraft! Pentru asta am muncit până acum. Vreau să învăț sabia din Minecraft, vă rog frumos! Hai! Hai, încă câteva secunde acolo! Da, încă câteva! Haide, haide! Ok... Ariana Grande... Ariana Grande... Ariana Grande! Da, Ariana Grande! Chiar mi-aduc aminte când s-a lansat, nu știu ce piesă cu Baby, parcă, dar Justin Bieber. Că toată lumea era atât de wow după aia și eu eram like, de ce e asta? Adică eram hater sau ceva, sau cred că atunci am înțeles ce înseamnă să fii hater, dar... Justin Bieber, like... Oh, uite-i acolo! Uite-i... Ah, chiar a fost o rundă cu arme random. Și asta e cu viteză. E cu viteză! Oh my god, that's so cool! Tipul ăsta nu știe exact ce face, dar eu o să-l bat într-una din zilele astea. Haide, 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 treci încoace, treci încoace. Nu încerca să mă mai lovești. Fiți arneamă toată lumea. Treci încoace, toată lumea e după tine. Nice. Aia e. Bă, scumpilor, eu bănuiesc că aici sunt cheie episodul de azi. Vă mulțumesc super mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest episod de Roblox. Vă rog să nu uitați să apăsați pe butonul de like de mai jos, să vă abonați clopoțel și să verificați acele link-uri din descriere. V-am pupat pe toți scumpilor, pa, pa!